Bun găsit, prietene, handbalului, vă spun din sala sporturilor Concordia din Chiajna, Dragoșu Jucaru și echipa tehnică și artistică a Carului 8 TVR. Între timp însă la Steaua sau au schimbat antrenorii. S-au disputat deja din această etapă trei partide. Ieri în direct pe TVR1 Poli Timișoara și Vaslui Cocșani. Georgia și a pierdut două partide în fața campioanei europene Spania și medaliată cu bronz la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, fiecare dintre cele două partide la 4 goluri. O prestație promițătoare sub comanda spaniolului Xavi Pascual. Atac pozițional, pregătesc cu răbdare steliștii acest atac. A intrat și Pero Milošević, diagonală bună în extremă la Sabin Constantin, acesta însă preferă returul, nu a avut curajul să atace poarta, din nou Nemanja Grbović pasă în profunzime cu podeaua, excelent servir la semicerc Nemanja Grbović. Aici se putea da eliminare, aici și fault în atac. Un complex de greșeli. Ținerea acolo a fost evidentă. Era clar de două minute, au lăsat avantaj și după aia a fost forțare. Țintește bara și este rândul Stelei să plece pe o tranziție ofensivă rapidă. Hristo Milošević, Nemanja Grbović ia prin planul adversarului, se strecoară peste brațul lui și perforează poarta Buzăului. Schemă simplă, directă pe poartă. O minge furată de sârb, extrem de activ, insistent. Din nou Iancu, uluitor între buturi, Nemanja Grbović a plecat anticipat pe contraatac și Steaua are un transport al mingii foarte rapid din momentul recuperării. Pasă decisivă Ciprian Șandru, ambalistul venit de la Dobrogea Sud. Un timeout cerut de Ovidiu Mihailă care a readus luciditatea echipei sale. Reușește un gol impresionant. Nemanja Grbović e bine și folosește corpul pentru a se demarca. Super ofertă de golul la Nu pot să vă spun ce minut este, tabela este blocată. Se face cronometraj manual la masa oficială. Foarte bună această pasă din Inter în Inter. Din nou Nemanja Grbović. Iese totul. Super pivot. Complice la această fază Ionuț Georgescu. Jocul ofensiv al Stelei. Un joc colectiv rafinat trebuie să Reginariu care încearcă să descurajeze oamenii de la linia de 9 metri să colaboreze cu pivotul. Foarte bine a stat montenegreanul Nemanja Grbović la recuperare. Foarte stabil acolo în joc. Speculativ. Se bucură ca un copil la fiecare gol. Are cu adevărat bucuria golului în sânge. De pe cuvânt pe cei doi arbitri. Oh,
Foarte bine îl vede acolo pe Nemanja Grbović, Cristo Milošević. Servit excelent muntenegreanul la semicerc. Scăpat din marcaj pivotul naționalei Muntenegrului, care a apucat să-și pregătească bine aruncarea decisivă. Un gol avantaj pentru Buzău, a fost condusă echipa oaspete și la 6 goluri. Revenire spectaculoasă pe final pentru haita lui Pero Milošević. Șomlea ținut acolo față de eliminare. Ținut pivotul muntenegrean. Nemanja Grbović s-a acordat golul. Iată, iată, ținere clară. Fază de eliminare, fără discuție. S-a acordat doar golul, cred. 27 egal. Steaua pleacă pe tranziție ofensivă. Nemanja Grbović lasă la Mihalcea, care înscrie. Steaua revine în avantaj de un gol. Profită de această superioritate numerică. Nosati, Voivodici aruncă, iar cu se opune și posesie pentru Steaua, minge recuperată din semicerc. Steaua împinge în ultimele secunde ale acestei întâlniri. 28-27, un succes dramatic ca și în etapa trecută în fața CSM-ului. Un meci însă uluitor prin desfășurarea lui, cu speranța că ați urmărit un spectacol de calitate și cu speranța că Dragoș Hanțaru nu are nimic grav. Dragoș Hojocaru și echipa tehnică și artistică a Carului 8 TVR vă mulțumesc pentru atenție. Pero Milošević în imagine, supărat pe cei doi arbitri. Seară bună!